Biserica numărul 1 din Chișinău de pe strada Bernardații 22 găzduiește în perioada 18-15-17, 22-24 aprilie ora 19, campania de evangelizare Gustul Vieții, prezentată în limba rusă de pastorul Anatol Tănase. Campania de evangelizare prezintă într-un mod neobișnuit roadele Duhului Sfânt. Dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea și înfrânarea poftelor. Fiecare seară de evangelizare are un fruct vedetă despre care ne vorbește în prima parte a programului Darii Nadejda, bucătarul adjunct al restaurantului Diplomat. De la modalitățile de preparare și combinare al acestui fruct până la beneficiile pe care acesta le oferă organismului, iar lucrul cel mai interesant urmează să vi-l spun acum. În fiecare seară, cei prezenți la programul de evangelizare au posibilitatea nu doar să fie informați cu privire la fructul respectiv, dar și să guste din el. Pentru că în fiecare seară, la sfârșitul programului de evangelizare, gazda a pregătit câte un mini furșet pentru invitați. Rodica Rudei, psiholog și invitat în cadrul multor emisiuni televizate, vine în fiecare seară cu sfaturi și rezolvări la problemele pe care le avem cu copiii, în familie și în relația de cuplu. Vorbind despre ce este pacea, dragostea adevărată, bucuria și nu numai. Originalitatea prin care este desfășurată campania de evangelizare a dat roade chiar din primele seri. În prima seară fiind prezenți 23 de vizitatori, iar în a doua seară 25. S-ar putea să nu câștigăm niciodată aplauzele lumii. S-ar putea să nu ajungem să domnim niciodată și să nu avem în mâini sceptrul puterii. Dar într-o zi cei blânzi vor moșteni pământul, pentru că blândețea este o roadă a Duhului Sfânt. Roadă care urmează să fie discutată în una din seriile programului de evangelizare. Nimeni nu ne va putea răpi partea de moștenire pe care Dumnezeu ne-a promis-o. Pentru o asemenea moștenire merită să dezvoltăm aceste roade ca pe niște virtuți duhovnicești. Iar pentru a învăța să le dezvoltăm, vă invităm la programul de evangelizare Gustul Vieții.